Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii, raportul de seară. Alături de mine în platou se află domnul Ioan Balan, deputat PNL de Suceava. Acum, domnule deputat, din... ar vrea să aflu câteva detalii legate de activitatea de pregătire a PNL Suceava, a organizației județene și a organizațiilor locale, dar pentru alegerile ce vin și... Vom primi, sper să primim informații. În măsura în care le am? Le aveți, da, și bine, apelăm pentru că aveți ceva funcții. Sunteți vicepreședinte, uh, spuneți-mi, regional, da? pe regiunea Nord-Est, PDL, sunteți prim vicepreședinte în Suceava. Uh, putem vorbi astăzi despre, despre candidați? Despre orice. Avem cele aveți... mai importante candidaturi pentru județul Suceava sunt cele a lui Gheorghe Flutur pentru Consiliul Județean Suceava, primăria Suceava, Ion Lungu. Sunt două candidaturi certe de 100%. Ce îi recomandă? Doamna? Îi recomandă în primul rând activitatea lor și de ce să nu o spunem, eu sunt cel care pot să vă spun, faptul că au prima șansă. Prima șansă și din partea PNL, deci și din e și chiarul politic și candidaturile pe care le cunoaștem astăzi. Probabil că vor mai apărea și altele și atunci vom evolua în funcție de acestea. Dar orice altă candidatură nu va schimba, din partea partidelor politice, adversare, nu va schimba candidatura noastră. Candidatura noastră, cert, repet, pentru Consiliul Județean este Gheorghe Flutur, pentru Primăria Suceava este Ion Lungu. Acum, S pe noi ne mai interesează un aspect la nivelul municipiului, sondaj, la nivelul municipiului reședințe de, județ. Ce spun sondajele PNL, dacă puteți să ne dați această informație? Domnul Fluturi deasupra domnului primar Lungu sau... Data nu este o competiție între... Am înțeles, de dar și, și e vorba de voturi. Vorba de la și la voturi. între primarul Lungu. Nu are relevanță, dar vă pot spune spirați? că ultimul sondaj de opinie care a fost făcut de către PNL era Președinte Gheorghe Flutur 62% pentru Consiliul Județean A. și eu în lungul 40% pentru Primăria Suceve. Deci în acel moment erau mai mult ca sigur aceste candid uh, candidaturi ca și câștigătoare de, în proporție de 100% pentru Consiliul Județean și proporție foarte mare pentru Primăria Suceve. Uh, ceva... S-au mai așezat lucrurile cu această pandemie da. și cu aceste atacuri care au avut loc la nivel de Suceava. Dar sondaje avem de calibrare, cum le spun da. specialiștii la nivel de țară și în continuare cele mai puternice candidaturi la Suceava rămân cele pe care v-am spus, Gheorghe, Flutur și lungul. Și în teritoriu? Municipiul, orașe? De, dacă... În teritoriu, dacă vreți să vă spun, va tradorni Boancheș 100%, la Câmpul Lung, Negură 100%, candidatură da. și succes garantat, umor, Ursaciuc, susținut da. de PNL, independent susținut de PNL, da. la Siret Popoiu, din partea da. PNL, la Dolhasca Isache, tot din partea PNL, la Liteni dacă mai, la Salcea Ce faceți cu la Fălticeni avem un candidat, Vasiliu, în persoana unui tânăr, candidat Vasiliu, membru PNL. Va, va fi grea bătălia? Trebuie să o recunoaștem că e o bătălie cu ceva greutate, dar mă bazez foarte mult pe entuziasmul candidatului nostru și dorința lui de a câștiga și nu numai de a câștiga, de a prezenta soluții și de schimbare a Fălticenilor. Avem șanse și la fel de ce Da, dar spuneți mi în această fotografie Pe care a făcut-o legată de alegeri Pe domnul Harșovski, unde îl așezați? Pentru că este un om Trebuie să fața. în ce situație suntem la Suceava și o realitate Eu în 2007 Am intrat în politică Mai puternic în PD, am realizat performanță În an, știți da. foarte bine Și în toate celelalte care le-am Dar tot timpul am fost în echipă cu Gheorghe Flotur. Uh -huh. Și am fost într-o echipă uh, bazată pe o, pe o înțelegere corectă și reciprocă, dar înțelegerea vine din faptul că împreună și doar împreună putem realiza performanță foarte bună. De aceea știți și episodul candidatura mea la primăria da. Municipiului Suceava, când am ales, avem o echipă foarte puternică, atunci 100 de oameni care erau în jurul meu, zi de zi și știți foarte bine activitatea de atunci. Și când s-a pus problema candidaturii lui Ion Lungu și discuțiilor pe care le-am avut noi interne, am ajuns la concluzia să candidez Ion Lungu în continuare, era primar în funcție la acel moment, n-am făcut niciun comentariu public, nicio chestiune, m-am alineat acestei povești din dorința de a fi în echipă în continuare și de a câștiga și s-a dovedit că am avut dreptate. La același lucru îl face și Lucian Hașovski la nivel de municipiu Suceava. Recunosc că Lucian Hașovschi a fost și este unul din oamenii pe care eu m-am bazat foarte mult în, în politică. E un tânăr extrem de, de bătăios, entuziast și cu foarte mult dorință de, de a face lucruri. Și el este în același parteneriat cu Ion Lungu. Poate că la un moment dat va veni și rândul eșalonului 2, ca să spun așa. E, n-am discutat în mod concret așa ce are în cap să zic politic Lucian Jos, dar din ce știm ca și echipă va fi viitorul viceprimar al Sucevei mm -hmm. alături de Ion Lungu da, uh, spuneți mi că ziceați de Eșalonul 2, clar că nu vă putem pune în Eșalonul 2, ziceți că îi va veni rândul dumneavoastră, Veți mai cocheta cu vreo candidatură la nivelul Sucevei, ca să spun așa, municipiului... Pre în politică niciodată nu poți să spui nu, dar pentru primăria municipiului Suceava, știți cum, atât de mult mi-am dorit și atât de mult am vrut să fac lucruri pentru primăria municipiului Suceava, încât vreau tot acest bagaj de cunoștințe pe care mi l-am făcut în acea perioadă, o să-l transfer la un moment dat când va fi momentul și voi susține o altă persoană decât Ion Lungu și nu știm când va fi acel moment. Astăzi sunt în echipă cu Ion Lungu, îl susțin în totalitate, avem discuții aproape zilnice, a preluat foarte multe din lucrurile pe care vreau să le fac când atunci când, aș, când vroiam să candidez la primăria municipiului Suceava și mă bucur că lucrurile cele se regăsesc în, în, deci, e vorba ce doar, ceva? deci va fi vorba doar de un transfer? A, nu, de știți, bagaj? Cum, nu. Spuneam că voi fi un consilier pentru un viitor da. primar Primarul eu Lungu știi foarte bine Și acum vă spun un lucru, când ești primar de 5 mandate e greu Foarte greu să accepti e, sfaturi de la altcineva care n-a fost niciodată da. în acea Da, condiție. e așa o chestie omenească Da da. Și eu nu spun că nu ține cont sau că nu da. discutăm, să dacă va veni vreodată momentul și cineva va avea nevoie de consiliere din partea mea în mod special, o voi face, dar nu din Bun, Astăzi dar... nu există o dorință a mea de candidatură Astăzi. la primăria municipiului Astăzi. Suceava, și nici nu am în plan pentru perioada următoare. Clar. Perioada următoare înseamnă mandatul 2020-2024, vedem la 2024. și apoi vă mai spun un lucru. Vă rog. Provocările acestea de candidaturi nu se fac cu oricum. Dacă ești un om care îți evaluezi și șansele, și forța, și puterea de muncă. Eu cred că următorul candidat, dacă nu va mai candida Ion Lungu, va trebui să fie un tânăr la primăria Sucevei, pentru că trebuie să fie un om cu forță și putere de muncă nou. Că atunci de ce l-am mai schimbat vreodată pe Lungu? și Lungu ajunge la o vârstă când se va sătura da. și el de provocările acestea în funcție de primar și nu e ușor și nu e simplu și atunci probabil că vor fi și alte candidaturi și alte decizii, mm. dar se vor lua la momentul respectiv. Vă dați seama, discutăm astăzi ce va fi să fie. Da. Dar atunci, în perioada respectivă, aveați șanse? Da, niciodată, ascultați -mă. dacă vă uitați la parcursul meu politic, da. niciodată nu am acceptat o provocare, fără să o cântărez de 100 de ori și mm -hmm. să câștigi. Când am intrat în PD, pentru prima dată, eu ce vă spun, puteți pe Google așa ușor da, să verificați. Știm, în 2007, am m-am implicat pentru uh, PD municipiu, alături de URICEC. Am făcut o echipă extraordinară și pentru prima dată la alegerile europarlamentare, cu Florin Homiu, care astăzi da. nu mai e coleg cu noi, candidat, care era pe un loc... Așa se comporta omul ăla ca și cum ar fi fost pe locul 3-4 și era 100% că vom câștiga da. și va fi europarlamentar. Deci a abordat lucrurile într-o manieră extrem de serioasă și a fost pentru prima dată. Și mi-l amintesc și chiar pe Barbă, da. consilierul nostru, Barbă Nicolai, consilierul președintelul Flutur astăzi, o implicare extraordinară și a fost pentru prima dată când am câștigat din partea PD-ului Municipiul Suceava și culmea, locul 2 la Suceava, nu era PSD care era foarte tare, da. ci partidul lui Gheorghe Flutor de la acea vreme, PLD. Da. Și așa ne-a unit pe noi povestea asta. Trecând mai departe, în 2008, nimeni nu dădea nicio șansă. Era Carcalete, știți, da, da, inspector da, problem, general. Și făcea el matematică, așa o calcă și spunea, băi, Nelu, eu vreau să-ți spun ție o chestie. Pe colegiul ăsta care l-ai luat tu ai o șansă, așa să-ți spun eu ție matematic, că dacă luăm 5, ia ca intre tu, ia ca între uricec. Exact textual vă spun. Dar dacă luăm 6, ai șanse tu clar să fii deputat. Ma. Toți se uitau la mine, inclusiv o restă care spunea, zice, Aia nu te lua după Petrică, că totuși mai ai o șansă. Eu eram căzut. Căzut de, domne, un da. om cu expertiză și președinte flutur da. tot timpul. Petrică zine tu. Petrică spunea da. și se baza pe anumite chestiuni matematice, nu spunea așa da, aventuri da, din cap. Da, da, da. Ei, atunci am zis că e momentul meu să demonstrez ce pot. Și am demonstrat. Atunci am bătut politicieni de top din Suceava, locul 1 da. în 2008 pe municipiul Suceava da, și locul 3 pe țară la nivel de PNL, pe de, Lea, de Pedro, atunci, da? Da, n-a fost lucru puțin. Da. În 2016, în 2012 când iarăși eram într-un moment extraordinar de greu pentru partid și când păstrându-mă în continuare colegiu, am fost singurul parlamentar din opoziție, din România, pentru că am mai avut diaspora și avem și astăzi, dar avem și atunci care Așa, au câștigat, dar din România singurul parlamentar din opoziție a fost Ioan Bălan. Ori lucrurile acestea nu au venit așa că și singurul colegiu din țară câștigat a fost cel colegiu numărul 2 Suceava. Da. Pe restul USR, USL, de la acea vreme a spulberat. spulberat. Ei, ori despre asta vorbim. Am abordat lucrurile și revenim la întrebarea dumneavoastră. Aveați șanse? Din punctul meu de vedere, 100% vă spun astăzi. Din punctul meu de vedere. Nu a fost o chestiune de șanse, a fost o chestiune politică și s-a luat o decizie politică, la care până la urmă mi-am dat și eu acord. Domnul Blaga care v-a lăudat, acum am cuțitul în s-a da. poate s, -a, s -a cicatrizat de acum, nu vrem să... Uh, v-a lăudat de foarte multe ori și a zis, așa v-a prezentat, când tot partidul era căzut, era da. erați singurul lângă el. Acum C că să, fiu, luat să, fiu, să fiu corect, atunci era căzut și domnul Blaga când s-a luat hotărârea. Ca să vorbim cinstit, n-a mai contat da. părerea lui Vasile Blaga. Da. Chiar dacă era cu președinte al Partidului Național, n-a mai contat părerea domnului Isa. Da, bun, nu mai uh, insistăm. Uh, să trecem la un lucru ciudat, care se consumă, adică așa vedem noi, din afară, în, uh, în organizație organizației județene PNL. Subteavă. Așa le, le spuneți ca și cum ce mai da, menuri da, ar da, la organizație. curios, nu? Ia spuneți. curios, da? da? E vorba de consilierul județean PNL, domnul Dorel Guliciuc. Uh, clar că noi am sesizat. În spațiul virtual sunt anumite comentarii, apar și el a devenit mai, mai răzvrătit, așa pare, cel puțin în atitudine, în cele ce sunt scrise, promovează anumite, eu știu, texte da, care sunt îndreptate împotriva domnului Futur, împotriva PNL Suceava. Acum se vorbește că ar putea să candideze la ipotești, da, din partea PSD. Așa am auzit și eu, n-am avut o discuție cu Dumnezeu. Ce mă surprinde pe mine este dualitatea aceasta. Eu îl cunosc bine pe domnul Guliciuc, e un om de dreapta, autentic, nici nu poate fi vorba. Poate din oportunism politic să accepte și altceva decât uh, uh, ideea de dreapta, habar n-am. Eu ce să vă spun din situația în care am fost eu anume? Eu am trecut prin lucrurile acestea și am rămas aici unde am fost de la început și voi rămâne aici cu orice risc și oricând. Nu-mi dau seama care ce, ce resortul îl împinge mm -hmm. să se întoarcă, dar probabil, probabil că la ipotești, probabil că ăsta este motivul, pentru că la ipotești primarul în funcție a avut o problemă de incompatibilitate și a fost schimbat din funcție și astăzi la ipotești avem primarul da. în funcție de primar. Probabil că a gândit... El cumva și-a anunțat într-un fel cu câteva luni în urmă o candidatură. Nu, niciodată. Adică Discuta el cu el sau nu știu cum. Nu știu cu el cine cu alt, discuta, cineva? dar vă spun eu zic... următorul lucru. Niciodată. Nu era o, o deci sursă eu din... mă ocup într-adevăr de colegii doi care are în componență și ipoteștiu. Niciodată nu am avut o discuție pe candidatură la ipoteșt cu domnul Guliciu. Poate o fi având-o cu alți colegi, cu mine n-a avut-o. La Ipotești s-a întâmplat următorul fenomen. A venit toată organizația de la Ipoteș, toată organizația însemnând consilieri locali și oamenii mai apropiați de consilieri locali și care um, au diferite implicări la nivel de organizație PNL, așa cum au făcut-o și cu ceva timp în urmă, când noi l-am preluat ca și președinte, PNL și candidat al nostru la Ipoteș pe domnul Corjuc, dacă vă amintiți. Da. Și între timp s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat și ce, uh, a, a intrat într-o contradicție cu organizația locală de acolo și am avut de ales, să spunem așa, între organizația PNL și candidatura lui uh, domnului Corjuc. Eu am avut o relație foarte bună cu domnul Corjuc și aș fi fost și eram un susținător al candidaturii în continuare al domnului Corjuc, care vine, așa cum v-am spus, dintr-un pragmatism electoral și care ne arăta că mai ușor ne-ar fi nou să câștigăm primăria Ilișești cu domnul Corșuc. N-am pierdut nici cu alt candidat, dar ar fi o luptă mai mare și am ales greu. De ce? Pentru că toată organizația a fost de acord așa. Ei În condițiile acestea și data aceasta am procedat la fel. Toată organizația a venit și am luat la rând toate variantele posibile. Toate erau într-o formulă. Dacă vine ăsta, pleacă ăștia. Dacă se întâmplă asta, noi nu mai da. vrem. Dacă... Da. Și am ajuns la concluzia în care, dacă este este astăzi candidat la ipotești Gulei, domnul Gulei, care este membru vechi și consilier local în PNN. Toate lucrurile rămân la oaltă, ca să spunem așa, și nu este nouă mult mai ușor. A fost la un moment dat în discuție atunci și posibilitatea unei candidaturi alta decât a domnului Gulei, chiar a domnului Guliciuc și atunci în... Nu vreau să vă spun ca să nu zic că îl da. organizația n-a fost de acord. Probabil că de acolo vine toată povestea. Eu personal am o relație și am avut o relație excelentă. Ba, da. Aprecierile domnului Goliciu, că au fost întotdeauna că eu cu tine vreau să stau de vorbă, că ești un om serios, te ții de cuvânt și am avut o multitudine de discuții în, în decursul timpului cu domnul Guliciu. niciodată să zic vreo problemă ba mai mult de apreciere din partea domniei sale față de mine, dar pe subiectul acesta de candidatură la primăria Ipotești niciodată. În dialogul de față am atins noi acest subiect legat de domnul președinte, cum a fost afectat. Dar acum, ca și o, știu, o radiografie mai succintă, așa, PNL Suceava va fi afectat de, de atacurile furibunde, aș spune eu, împotriva domnului președinte Flutur, vorbind în economia acestor alegeri care vin. Domnul Chidovăs, noi, dacă ați observat aici la Suceava, tot timpul am, am fost într-o echipă și o echipă pragmatică în care am ținut cont și de lucrurile acestea, și de atacurile acestea, și de șanse și de neșanse. Așa cum vă spuneam, Gheorghe Flutur rămâne în continuare cel mai important lider și politic și administrativ. Cel mai viabil și cel mai puternic candidat pentru Consiliul Județean Suceava. Mie sincer vă spun că în perioada aceasta mi-a fost frică că la un moment dat Gheorghe Flător să zică, bă, la câte am făcut și mai ales pentru spital, care pentru el erau ochii lui, dacă și dimineața îl găseai la spital, pe la amiază un pic și după amiază într drum spre casă mai trecea o fug. Deci el și-a asimilat, ca să spun așa, activitatea cu spitalul județean Suceava, dar important la nivel de investiții, la nivel de lucruri care se întâmplă. Eu mi-aduc aminte cu cât de mult s-a bătut pentru acel pasaj care să traverseze da. bulevardul, să nu meargă oamenii în pijamale pe stradă, să traverseze într-un spital. Una. Și toate lucrurile cele care s-au făcut acolo. Nu a avut treabă cu actul medical, cei ce șuferesc nici nu avea cum să aibă. Nu-i să putea imputa lui că a susținut, a pus, că în spital da. să știu toate, știți foarte bine, el e prieten cu el, el e prieten cu el. Da, nu putem să-i punem lui Gheorghe nici o etichetă de genul ce, dar investițiile, lucrurile, sufletul pe care l-a pus el la implicare pe care a avut-o la nivel de, de investiții la Spitalul Ceven și cum s-au întors împotriva <coughs> lui înapoi lucrurile și de către unii care știau că le folosesc politic, a afectat. Mai clar, are de recuperat electoral, domnul președinte, acum asta vorbesc cu că siguranță, astăzi, domnul cu, cu politicien și domnul jurnaliști despre asta domnule, a căzut sub linia lui, trebuie cu să reguleze cu siguranță că l-a afectat și pe uh, dumnealui l-a afectat și la nivel de electoral și ce vreți, dar nu l-a afectat într-o măsură în care să-l pună în pericol ca și candidatură asta, la Consiliul Județean cu siguranță nu și vă spun fără nici o problemă, avem studii în sensul ăsta și nu o spun așa ca poveste. Și vă spun, suntem extrem de interesați nu numai la ceva, toată regiunea asta Moldovei și suntem atenți pe fiecare candidatură de municipiu și pe fiecare candidatură de Consiliu Județean și vedeți și la Iași ce mișcări au trebuit făcute ca să ne ofere siguranța câștigării primăriei și de Județean la Iași 100%, mai repet o dată, 100% candidatorile cele mai certe sunt ale Gheorghe Flutur, Consiliul Județean și Primăriei Municipiului ceva în Lungu. Ce spuneți dumneavoastră? Mie e frica cea mare, mă revin când da. am terminat de idee, a fost că la un moment dat Gheorghe Flutur să zică până aici mi-ajunge, am și eu o viață, vreau să mi-o trăiesc și eu, că până la urmă viața a fost destul de nedreaptă pentru el, și ce i s-a întâmplat e total nedrept. Dacă era pe o altă poveste politică ceva era mai ușor de acceptat dacă se poate da. spune așa. Dar pe o chestiune de prestigiu, de implicare, de ce vreți, noastră să se întoarcă înapoi așa, a fost destul de greu de înghițit. A fost infectat, infectat la locul de muncă, ca să spunem așa, și a fost uh, unul din cei implicați și încă și astăzi are repercursiune asupra sănătății. Dar îl văd extrem de implicat da. și toată ziua când ne sunăm îi prin județ. Ceea ce arată că în continuare își dorește uh, candidatura aceasta. Bun, de la. ce credeți că oamenii acceptă mai ușor? Domnule, nu știu, a fost un joc acolo politică. Adică sunt unii care merg, domnule, până și uh, um, îmbolnăvirea a jucat-o. Da, teoria nu, conspirației a -o funcționează, funcționează și prinde la o anumită categorie da. de cetățeni foarte bine. A avut sau nu a avut. Da, de, de ce? Din nefericirii pentru Gheorghe Flutur a avut. Mm -hmm. Și stau mărturie, pe de parte, testele pe care le-a făcut domnia sa, dar, pe de altă parte, și astăzi, dacă i s-ar face un test, ar vedea că are anticorpi specifici acestei boli de COVID. Da. Uh, Aprez din nou la uh, spiritul noastră, la, la faptul că sunteți un om direct, asta nu înseamnă că și sunt de acord cu tot ceea ce dar spuneți. Dar nu e obligatoriu da. să. Da. -am cerut Revenim -am cerut. la încă o. Uh, Uh, un om, o personalitate la uh, domnul Râmbu. Uh, lumea a sesizat că PNL-ul s-a cam, sau liderii principali, domnul Flutur, domnul Balan, domnul Lungu uh, s-au uh, dezis da, de domnul Râmbu. Dacă îmi spuneți mie un singur, o singură declarație bă, de mea prin care m-am dezis de nu, Vasile Râmbu, nu, o accept fără de... nicio discuție. M-ați enumerat. Da. Da. sau eu nu l-am auzit nici pe nici pe un lungu, nici nu, pe poate eu fi fost, dar nu i-am auzit eu da. uh, avem discuțiile noastre, sub nicio formă dar nu era momentul acum după ce de aici l-ai extras, ca să spunem așa pentru că așa era viața ați văzut cum uh, Măsurile pe care le-a luat acolo, unele din ele erau destul de dure, și relaxarea asta care a venit odată cu COVID-ul, e mult mai de preferat decât strictețea care era în spital dinainte. Lucrurile acestea să văd, hai să fim serioși, că nu da. suntem copii, adică ne păcălim între noi. Ori mai ușor de acceptat, așa, libertatea de astăzi din spital. Nu știu cât va putea continua, așa, pentru că investițiile de acolo au nevoie în continuare de o strictețe și o rigoare în limitele legale și a procedurilor și a protocolelor medicale. Nu a iurea vrea nu știu cine, nu știu ce Domnul cu siguranță va trebui acolo să fie un manager care să ducă mai departe într-o formulă corectă lucrurile care sunt acolo nu de astăzi, înainte, prăduială pe spital, iertați-mi da, pe, pe spitalul da, da, dar spuneți-mi totuși înainte, cred că asta a deranjat pe la 11 jumate, 12 doamnele, nu vreau să intru. No, asta a, spune eu mai. vă spun următorul da, lucru, Vasile Râmbu nu și-a spus ultimul cuvânt în administrație. Cu siguranță își va găsi un loc pentru că este un om capabil. Eu nu am astăzi în contrapondere să mi se spună că domnule a greșit a, așa putem spune despre fiecare că a greșit mai ales că la spital sunt niște anchete în curs, le fac niște instituții publice cu siguranță va descoperi dacă sunt sau nu sunt vinovății, cu siguranță au întâmplat și lucruri care nu trebuiau să se întâmple din punct de vedere medical, El a luat prin surprindere pe toți cum a luat o lume întreagă, el a luat și la Suceava eu cred că în perioada următoare își va găsi un loc și Vasile Râmbu, avea și el nevoie și el a fost pozitiv COVID încă are da. și soția domnului sale care mai are și alte boli conic, nu discută da. despre asta da. și sunt într-o situație medicală nu dintre cele mai fericite. Dar eu vă spun că Vasile Râmbu e același care a fost și înainte, este și astăzi. Poate puțin mai bolnav decât era înainte, dar cu siguranță îl vom găsi într-o poziție publică și încă va mai face performanță administrativă. Da. Asta e părerea mea, nu știu ceva anume. da. Uh... Ar trebui oarecum să vă ridic mingea la fileu, dar. Dar asta e adevărat. Vă rog, Celebrul Google, da? De. Celebrul Google, apelăm? Asta va răspunde el. Sunteți printre primii parlamentari sucemeni care ați luat uh, poziții în perioada de când am intrat noi în starea de urgență. Uh, v-ați spus poziția, v-ați spus ce trebuie. Cum s-au implicat parlamentare? Pentru a ajuta Suceava, municipiul, aduceți-vă aminte, Era... Spitalul Groazii, Spitalul Morții da. și așa mai departe. Eram în următoarea situație. Gheorghe Flutur, internat în spital, învățați ca Gheorghe Flutur să ducă din punct de vedere administrativ greul la Suceava. da? da? Dintr-o dată a lipsit. Era vorba despre faptul să venim noi. Parlamentari, ce să vorbim noi despre administrația județeană în legătură cu spitalul, când toată această administrație era legată de Gheorghe da. Flutur și uh, uh, spitalul județean, despre Vasile Rimbu. Personaje care în acel moment erau extrem de, de, de atacate din punct de vedere al implicării, sau mai degrabă a neimplicării. Uh, și atunci, vorbind cu președinte Flutur, am zis, cred că cel mai bine ar fi să nu mai intervenim în povestea aceasta să nu o dezvoltăm mai tare pentru că am văzut partidele politice erau extrem de provocate să intre în bătălie aceasta politică și să nu ducem mai cum să spun, mai jos situația spitalului decât era în acele momente. Și am mai bine ar fi să ne implicăm, să facem ceva. Și să nu credeți dumneavoastră că faptul că a venit ministru, secretar de stat, cine erau la vremea respectivă la ceva s-a întâmplat așa, că nu mai aveau ei ce face prin alte focare din țară sau gândit vine la ceva. Nu, i-am sunat, i-am chemat cu conducerea militară. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat. Dar personal, fiecare dintre parlamentarii suceveni, în primele zile când nu erau bani, spre exemplu la Spitalul Suceava, erau bani, nu, erau, nu găseam ce ne trebuie, dar bani erau. Dar uite, eram vorba despre Spitalul Suport Rădăuți, care nu avea bani, și atunci am zis, Doamne, nu mai contează că n-am eu nicio treabă, eu ca parlamentar, ghilimel de rigoare, pe colegiul Suceava. Am vorbit cu deputatul Mihalescu, pe de-o parte el, pe de-o parte eu, am donat o sumă de bani, am primit mulțumiri, și l-am rugat pe manager să o facă, dacă totuși vrea să o facă, să o facă la mod personal. Era ciudat să ieși când oamenii sunt necăjiți, sunt internați în spital, unii, ferească Dumnezeu ce se întâmpla, murea dimineața și la miezul, îl mormânta. Tu să vii să spui că ai făcut nu știu ce, că ai dat nu știu câte zeci de milioane la spitalul Rădăuț sau așa și zice, a, are de unde, la câți bani are, are de unde să dea și să mai și laudă. Și am ales calea să nu vorbim despre lucrurile acestea. Dar fiecare parlamentar a, al Sucevei s-a implicat, am făcut donații, le-am și raportat la nivel de partid, la nivel național, a, sunt documente, dacă vrea să vă vorbească managerii de spital despre activitatea noastră, s-a făcut pe fi fiecare și-a adus aportul în măsura în care a putut în, acele, în acea perioadă, fără să vorbească public despre lucru Vreți să vă spun cum se aducea de la Botoșani o cutie de plachenil, că nu mai aveam și el nu avea seara să le... Deci câte lucruri din astea de mărunte și extrem de mărunte se întâmplau întâmplat. în perioada aceea, dar care erau a, 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 foarte, vitale. foarte importante. Sau vitale discuții pentru La nivel de, național să se aducă măcar, că spunea, s-au adus 50 de mobilizare. păi, dar la nivel de țară s-au adus 1000 și București era principal centru și focare și așa mai departe. Luam cât ne dădea. Dacă puteam să luăm 50-50, aduceți-ne că bune și alea și mâine alte 50, și uitați, așa pas cu pa. N-am vorbit despre lucrurile acestea. Poate că, într-adevăr, ar fi trebuit, dacă am fi avut o comunicare mai, mai puternică din punct de vedere al Comitetului acesta, județean, mai, mai implicat, da. dar și ei au fost sub rezerva uh, Ordinului de la București. Comunicarea Corea. o face doar București. Și aici, da. toate lucrurile acestea au condus la faptul că la ceva nu s-a comunicat, nu s-a întâmplat, s-a întâmplat de dimineață până seara lucruri, dar cert este că în greșeala principală a administrației este că nu s-a vorbit despre aceste lucruri. Și oamenii N-au vrut să vorbească Bălan, să vorbească Fădăr, să vorbească Mihalescu. A vrut să vorbească Flutul. Or fluturi în perioada aceea era indisponibil, nu putea să vorbească. Îl sunam de 3-4 ori și îl răspundea 5 oară, cu pauze, nu putea vorbi. Nimeni nu o să creadă lucrul ăsta. Eu vă spun ca un om care sunt destul de apropiat de Gheorghe fluturi și vă spun realitățile. Și m-a sunat pe mine și puteți verifica senatorul Cadariu de la humor și mi-a spus, dar tu vorbești președintele, acum nici nu știam ce să-i spun, vorbesc, nu vorbesc, că să nu se subție, eu las nu, nu știu de câte. nu putea vorbi. Și am spus, mm -hmm. Dani, dacă reușești să vorbesc, zim ce vrei să-i întreb și îți spun eu. Deci nu putea vorbi, a fost o perioadă, nu asta scuză poveste generală, dar vă spun, Ghinionul lui Gheorghe Flutur a fost că pentru o perioadă a fost scos efectiv. Apoi nu poți vorbi despre Gheorghe Flutur că nu se implică. Că uitați-vă când era... Eu mi amintesc de inundațiile alea când stătea un elicopter, elicopter nu se ridicau noapte, pe la trei noapte pe insuliniță creată de apă, când un copil a fost luat de apă, rească Dumnezeu și cum a stat până dimineața și l-a salvat pe cel de tot Toate lucrurile, ziariști, care astăzi îl, îl toacă și care a fost prins de mână de, de Gheorghe Flutur scos din apă și pot să o spună. Iar da, da. da. E, și s-a întâmplat lucrurile și... De ce să nu vorbim realitățile? La toate inundațiile am fost, nu a fost nimeni mai, mai, mai implicat Bun, cum domnul, a fost Gheorghe domnul Flutur. Domnul și nu spun asta că de Dacă mine. vă spun că liberalii, e așa o, o vorbă lansată iarăși, liberalii vin cu câte o problemă. Uh, criza 2009, inundațiile grămadă, De acum pandemia. Acum ca să liniștim tonul puțin Nu e, e de liniștit deloc E o glumiță neinspirată Pentru că ce vin avem noi liberali, Și de ce nu ne-am fi dorit și noi Poate fi și un ghinion Nu ne-am fi dorit și noi să preluăm o stare păi de, de normalitate atâta, Sunt trei luni când noi, da. vedeți Câte apăsări și câte probleme Am preluat o țară Secătuită de resurse Cu datorii imense Cu un parlament uh, ostil Parlament ostil Asta o știm și ați văzut și cu pentru că ați rememorat acea perioadă în care s-a aflat, din punct de vedere medical, domnul președinte, cam atunci au apărut și rădăcinile unui zvon. V-ar interesa, dacă respingeți acest lucru. că v-ar interesa, eu știu, funcție de conducere la nivelul organizației sociale, adică o funcție eu supremă. Funcția supremă. Eu am funcției, Bun, sunt funcția al doilea după președintele Flutur. Funcția, funcția supremă. Haideți să fim serioși, că știu discuția asta, că Bălan se bate cu Flutur, cu lungul care să ia lucrul cu da, Flutur. Da. Sunt un om nu rațional, extrem de rațional, extrem de rațional. Astăzi, așa cum v-am spus cea mai bună soluție pentru noi, dacă vrem să realizăm performanță ca parte, dacă vrem așa o luptă, să câștigi unul dintre noi, să se salveze unul și ceilalți Dumnezeu cu mila, se poate discuta. Nu-i cazul. Sunt un om extrem de rațional, am rămas în cel... Eu mi-am dat cel mai important examen al vieții mele. Când a fost cel mai greu, eu vă spun în premier, nu le-am spus nici prietenilor. o săptămână n-am dormit deloc când a trebuit să iau hotărârea să renunț la candidatura pentru primărie. Cea mai mare greutate a mea n-a fost să renunț la candidatură, ci cum să-i conving pe ceilalți 100 din echipa mea să rămână alături de noi. Eu vă spun un lucru extrem de important, care e o realitate și îl, îl cunosc toți cei din politici, anume. Când ne-am unit PNL cu PDL, s-a făcut acea fuziune. Municipiul Suceava a preluat organizația PNL la Municipiu. Am avut discuții cu fiecare membru în parte și au venit aproape toți, cu două excepții. Au venit rudii extrem de apropiate a președintelui de atunci alături de mine. Și nu au venit cum încercau unii să sugereze plătiți sau nu știu ce. Au venit pentru că au stat la discuții cu mine și au zis m-au întrebat anumite lucruri și am spus nu se pot astea, m-au întrebat altele și am spus astea da. Dar când am spus da, să știți că în politică cel mai scump lucru pe care trebuie să-l plătești este să -ți ții promisiunea de a spune da. Nu e mai ușor, nu înseamnă mai simplu. Dar când ai spus da, uneori dau are consecințe pe termen lung extraordinar de mari. Și de multe ori plătești foarte mult. Ca puci într-o anumită conjunctură să promiți cuiva un anumit lucru, pentru că conjunctura la vremea respectivă este favorabilă și îți permite să promiți acel lucru și lucrurile să se schimbe, să iau o turnul și să schimbe la 180 de grade. Și te văd eu cum bălanii mai poți ține acea promisiune. Și a când fost foarte grele, o clipă, să țină acea promisiune. Am fost prima organizație din țară, prima și municipală și județeană, da. care a făcut acea fuziune în totalitate. Or lucru acesta, când a trebuit eu să le spun la oameni ce prima promisiune care le-am făcut-o a fost că nu voi renunța. Hmm. Mi-am încălcat. Și mi-am încălcat-o pentru că așa a fost situația politică atunci și așa am hotărât să fac. Și când am făcut pasul, i-am convins și pe ei așa cum m-am convins pe mine, ca să spun, dar o săptămână în am Eu mi-am dat examenul pentru partid. Pentru mine partid, din punct de vedere politic, înseamnă tot, PNL azi. Niciodată și nici când nu voi părăsi acest partid. Dacă va veni o situație dificilă, mă retrag. Uh -huh. Dar ca să mă duc în altă parte pentru un avantaj personal, nu. Ei, în condițiile acestea, când îmi vorbesc dumneavoastră despre uh, bătălia de a-i lua locul lui Gheorghe Flutur, e prostie. Uh -huh. Adică n-am acceptat să-mi țin locul meu, adică nu că n-am acceptat, am acceptat, dar am renunțat până la urmă da. n-am locul, că nici președintele Flutur și nimeni din organizație nu mi-au cerut vreodată să fac un pas înapoi, niciodată. M-au susținut 100%. Uh, Întrebarea aproape că nici nu are nevoie de răspuns. Nu. Îl susțin pe Gheorghe Flutura atâta timp cât poate face politică și atâta timp cât realizează să fim cinstiți, exact. profit pentru PNL, că în partidele sunt extrem de prea. Și nu eu, eu am bălam face lucrul ăsta, nici eu în lungul, nici și Gheorghe Flutur. În politică ești bun atâta timp cât aduci voturi. Eu, eu am bălan rezist pentru că pot să, încă mai pot. E lungul, încă mai poate și Gheorghe Flutur ne arată că încă mai poate. Cât putem face lucrurile să ne menținem pozițiile. Când nu, atunci vine bătălia de partid și cine e cel mai bun, ne ia locul. Și mie sau și la oricine. Bun. Acum știți. Ați aflat? Suceava are ministru. Un om pe care l-a susținut. Da. Uh, și nu mulțumit de, de, cum, uh, de. Și cum recunosc susținut și domnia și a susținut în momente extrem de complicate, politic, ca să da. spun așa. Aici, la Bucovina TV, trebuie să recunosc că am fost de multe ori bine primit și am simțit, o recunosc public, un ajutor din partea. Uh, patronului de atunci, realizatorului de emisiuni de atunci, Bogdan Gheorgheu, și nu de acum, din 2007. Da. Mulțumit uh, de activitatea lui de în minister, uh, pentru că a trecut și el printr-o perioadă destul de... Dacă ați văzut, a fost primul ministru care a fost atacat, Da. chiar de la Reveillon. Da. A ieșit foarte bine și mă bucur extraordinar de mult când mă duc la București la ședințele noastre de partid și când toți colegii vin și spun, bă, aveți un băiat la minister mm -hmm. nota 10. Mm -hmm. Ei, cam despre puțin se poate spune lucrul ăsta, că vrei, nu vrei. Mm -hmm. Bine, nici Ministerul Culturii nu e atât de generos la nivel de fonduri ca să fie o bătălie da. extraordinar da. de mare pe minister. Dar uh, ministrul Bogdan Gheorghiu și-a făcut treaba și o face foarte bine și a învățat foarte repede să relaționeze în interiorul parte. una este să ai amvergură aici municipală, județeană, eventual, și alta este să vorbești la nivel național și a participat la atâtea conferințe da, da. europene, internaționale și a făcut față cu Briu. Or lucrul asta ce ne spune? Că o organizație... aici, revenim la cine a, da, da, da. o organizație puternică poate genera pretenții. Una din pretenții este și aceasta de ocuparea unei funcții public, la nivel de minister Bogdan Gheorghiu. Eu vă spun că dacă va fi un guvern liberal din nou, Bogdan Gheorghiu își va păstra portofoliul, veți vedea, pentru că face față cu brio provocărilor ministerului. E un bun coleg de partid, cum sunt puțini miniștri și-o recunosc, și-o recunosc și colegii mei, ori faptul că se bucură de aprecierea uh, tuturor colegilor și văd că și cetățenii și cei care sunt implicați foarte mult în cultură și la Iași, dacă vor că acolo e un focar mare de, 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 de competiții, ca să spun da, așa, da. competițional la nivel da. de organizații cu Suceava, eu foarte în regulă, foarte da. în regulă. Să vă țină în priză, ca să spună, pe cei din Suceava. Da. Vă refer la ieșini, da? Policii, uh, acuma, să nu credeți că suntem într-o dușmănie nu. sau, Doamne, feriește. O, că... o competiție există și nu numai între Suceava și Botoșani, și între. Până mai ieri, ca să spunem așa, până mai la alegerile trecute, Suceava era fruntea. Da. Fruntea regiunii nord-est. Da. Astăzi, vedeți că s-au mai ridicat județe din. ce e ce bine. Până toată Moldova era PSD-istă, roșie, da. și doar Suceava schimba da. culoare. E, astăzi, la alegerile prezidențiale, lucrurile s-au mai echilibrat. Vom vedea la prima, primele alegeri locale, că atunci va fi un exercițiu clar și vom vedea unde, cum, cum stăm. Eu sper ca Suceava să rămână în continuare, ca să spunem așa, printre primele organizații, cum mi am învățat pe colegii noștri din PNL. Sper ca Gheorghe Flutur să se vindece în totalitate, deși astăzi, dacă discuți cu domnul să veți vedea că e într-o formă bună, chiar foarte bună. Sper să nu ascundă vreo stare mai rea de sănătate. Nu cred că avem vreo problemă la ceva. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru emisiune. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Nu mai bine.